deschide. Alex, bară, nu se poate! Nu se poate! Salutare, fraților, ce mai faceți, ce mai ziceți, care mai este viața voastră? Eu, uite, m-am gândit acum să continui cu... Alex Suțu, formidabilul Alex Suțu. Avem meci greu în Cupa României împotriva celor de la FCSB. Trebuie să jucăm bine, poate așa ne vede și pe noi, ne jiji și cine știe de ce să nu sperăm la un transfer. Dar eu zic că stăm bine și la Astra. Lăsați-mi comentarii, voi ce aici, să plec de la Astra, dacă în caz voi primi vreo ofertă de la FCSB sau CFR, Craiova, sau să rămân în continuare la Astra până plec la o echipă mai bună în afară. Jucăm acasă, jucăm în echipamentul nostru clasic, FCSB la fel. Suntem un pic cam obosiți, dar se pare că tot jucăm titulari. Să câștigăm, trebuie să mergem mai departe, că și cupa este un obiectiv al nostru. Mai ales pentru Alex Suțu, la 16 ani, să câștige un trofeu deja este ceva nemaipomenit. Iată pe băieți la încălzire și iată începe meciul. Stadionul este plin la Giurgiu, este full. Jucăm împotriva celor de la FCSB. Haide, mă, băieți. Trebuie să câștigăm. Dăm noi lovitura de start a partidei. Așa. Hai, băieți, nu trebuie să pierdem mingea. Hai, Alibec. Uite-mă aici. Unde ai vrut, Alibec, să o dai? Dar e bine și așa. Pentru Alex Suțu. Alex Suțu intră în forță. Alex Suțu. Pregătim șutul. Șut cu stângul. Slăbuț. Vlad este în poartă. Hai, mă, Vlad, mai gafează și tu, mă, Vlăduțe. Cu asta te descurci. Iată pe FCSB, atacă ping Noire, însă Damaș cred că recuperează. Damaș cred că a fost acolo. Destul de bătrânel Damaș, dar încă își face treaba cum trebuie. Încă își face treaba, iată pe Noire. Noire centrează în careu, noi suntem atenți acolo și respingem. Hai, mă, bine-ți, mă. Nu trebuie să greșim în apărare. Pentru că FCSB are un atac destul de bun. De ce să nu fim recunoscători? Haide, mă, uite-mă aici, am venit la primire. Plimbăm mingea, iată, o pasă total greșită dată de colegul nostru. Hai, mă, hai, uite-mă aici, uite-mă aici, mă. Unde te duci, mă? Păi tu centrezi mie, mă, la un metru și o gumă, orbit. Man, Noire, iată și pe cei de la FCSB, se apropie ușor de poarta noastră, greșesc și aici, cei de la FCSB, o pasă pentru Coman a fost, însă n-a mai ajuns mingea. Păi dacă vin eu la FCSB, ce Coman, ce Man, mă, ce Noire. Că le iau locul la toți. Coman. Să avem mare grijă, pentru că FCSB are un atac periculos. Damaș foarte, foarte atent acolo în fața lui Noire, respinge mingea. Bine, băi, Damașe. Haide, mă, băieți, mă, recuperați-mă acum. Trebuie să recuperăm acum repede și să plecăm pe un contraatac. Offside. Man prins în offside. Minutul 24. Nu prea au fost mari ocazii de ambele porți. Am avut eu șutul ăla la început de meci. Un șut slăbuț cu stângul trimis de Alex Suțu. Recuperăm acolo bine. Budescu pentru Alex Suțu. Alex Suțu trece în Demoncilovici în forță. Alex Suțu. Alex Suțu, gol! Luăm acțiunea pe cont propriu și deschidem scorul acasă. Stadionul este în delir. Mulțime aplaudă. Și
Alex Suțu deschide scorul cu un șut imparabil. Vlad se lasă învins. Se lasă învins, deschidem scorul, avem 1-0. Oare ce o spune, ce o să zică Gigi Becali despre noi că am dat acest gol? O să comenteze el puțin acolo, dar probabil că ne vrea la FCSB acum. Hai, Alex Suțu. Bine. Hai, pasăm din prima, nu ține mingea la noi. Alex Suțu, am încercat acolo pentru Alibec, însă n-a mai ajuns mingea la noi. Budescu puțin cam încet a dat pasa. Însă ce trecere am avut acolo pe lângă Moncilovici în viteză. Nu s-a putut ține după noi. Avem viteză, măne. Avem tot ce trebuie. Iată din nou Alex Suțu! Alex Suțu! Bără, nu se poate! Nu se poate! Singur cu portarul trimitem în bară! Wow! Trebuia să fie dubla noastră, trebuia să fie dubla noastră. Însă ce chef are Alex Suțu, Ali Bek pentru Alex Suțu! Wow! Călărim, călărim FCSB-ul. În doar mai puțin de 3 minute avem două mari ocazii. Este bine și așa, este bine și așa. Jucăm, suntem activi, avem avem chef de fotbal meciul ăsta. Fotbal, băieți, știe fotbal. Hai mă băieți, mă. Hai mă, să nu primim gol pe sfârșitul reprizei. Trebuie să intrăm la pauză cu 1-0. Mai mult decât perfect, nu acolo. Bine, respingem acolo din fața lui Man. Și să termine prima repriză, 1-0 pentru noi. Însă ce ocazie am ratat, ce ocazie. Trebuie să dăm și un assist. Ce ocazie am avut, ce ocazie am avut. Prima repriză. Am jucat bine, trebuie să jucăm tot la fel și a doua. Alex Suțu, recuperăm din nou. Alex Suțu pentru Ali Bek. Am încercat acolo o bicicletă, bam bam. Alex Suțu, ce pasă dăm acolo în care, însă suntem faultați. Păi ce faci mă faultez tu pe mine, tu-l faultez pe Alex Suțu. Adevărul e că nu prea mai ai cum să iei mingea lui Alex Suțu decât prin fault. Ori eu picioarele, ori altfel nu prea mai ai cum să iei. Budescu bate direct spre poartă. Nu face rău. A fost pe lângă. A tras pe lângă acolo. Trebuie să recuperăm repede. O facem. Alex Suțu, Budescu. N-am fost acolo atent și pierde mingea. Pierde mingea din vina noastră. Alex Suțu recuperează din nou. Alex Suțu, iată, jucăm din prima. Budescu, uite mai aici pentru Alex Suțu. Alex Suțu intră ca... Ai mă! Se pare că l-am faultat în careu pe fundașul celor de la FCSB. Și ne-a dat și galben. Aoleu, ne-a dat și galben. Ce ai mă? Am dat să trag la poartă și se pare că mingea, pierduse mingea de sub control și în momentul când am dat să tragem la poartă, a intrat ca tackling. Alex Suțu din nou pentru Fatai, Fatai pentru Alex Suțu! Alex Suțu! Distruge FCSB-ul! Și ce gol cu stângul reușim, stângul care nu este piciorul nostru de bază. Nu este piciorul nostru de bază stângul, iată ce șut frumos. Bine bă băiatule bă, bine bă Alex Suțule. Iată-l pe Vlad. Ce aia vorbești mă, nici Buffon dacă era în portă numai lui pe asta.
Nici Courtois, nici cine vreți voi. Asta a fost și de Champions League. 2-0, Alex Suțu face dubla în Cupa României împotriva celor de la FCSB. Trebuia să fie tripla. Îmi aminte că în prima repriză am dat o bară. Hai mă băieți, unde o dai bă? Colegul nostru s-a speriat și a degajat repede. Asta e, iată, FCSB-ul combină, însă combină proști și pierde repede. Alex Suțu. Am încercat acolo pentru Budescu, nu ne-a ieșit pasa. Avem și un cartonaș galben. Trebuie să avem grijă să nu mai faultăm din greșeală sau luăm roșu. Iată FCSB-ul în care eu, Coman. Recuperăm frumos, băieții noștri recuperează ca la carte. Budescu e singur acolo, însă nu-l las eu așa. Coborâsem să-l ajut. Se pare că obținem out. A ieșit și de la noi Begue și intră Seto, Takayuki Seto. A intrat și Adi Popa, locul uman la FCSB. Hai, Răduț. Hai, nimic. Hai. Ce faci cu el? Unde o dai? Hai, mă, Răduț, mă, eu dai lui Vlad, mă. Bine, nu m-aș fi supărat Vlad acolo dacă ar fi făcut vreo gafă să scape mingea. Era cu totul mai bine. Doire, FCSB, destul de slabă FCSB pe atac. Nu știu dacă au avut 2-3 ocazii, întrerupem acum pentru că atacăm din nou. Alex Suțu pentru Fatai, Alex Suțu în combinație cu Fatai, Alex Suțu! Șut în blocaj. Ne-am cam îmbârligat acolo un pic. Trebuia să trag din prima. Da, asta e bine și așa. A ieșit Gheorghe și a intrat Rătuț. Fatai, du-te, Fatai, gol! Bine, bă, băiatule! Distrugem FCSB-ul! 3-0. Astra FCSB, 3-0 în Cupa României. Măcel, tată. Bine, bă, Fatai. Pare rău de Alibec că n-a marcat meciul ăsta, nu... prea mai marchează de vreo 3-4 meciuri, iar n-a mai reușit să dea gol. A fost aproape de o recuperare. Moruțan pierde și Moruțan și recuperăm din nou. Alex Suțu pentru Fatai, încercăm o pasă pe sus, însă nu așa cum ne-am dorit noi. Iată FCSB-ul, mai încearcă un atac acum pe sfârșit de meci. Foarte bine, recuperăm acolo, foarte frumos, foarte bine jucăm. Și să termină meciul, obținem calificarea mai departe în Cupa României. Batem acasă FCSB-ul cu 3-0, dubla noastră și încă multe ocazii pe care le-a mirosit aiurea. Să nu uităm și de bara din prima repriză. În fine, asta e, nu mai contează. E bine că am câștigat, bine că am marcat. Este cel mai bine că am marcat. Mă bucur enorm că am reușit să marcăm. Și ce să zic acum? I-am distrus pe cei de la FCSB. Chiar sunt curios de declarația lui Neajiji după sfârșitul meciului. Ce au fi zis acolo, că am jucat prost, că sunt un copil. Mai bine să recunoască și să zică că un copil... a bătut FCSB-ul. Vedem cu cine avem etapa următoare. Etapa următoare, meciul viitor este cu Poli Iași în campionat. Cei de la Iași. Hai să vă arăt și clasamentul, fraților. Nu știu dacă îl mai țineți minte. Arată cam așa. CFR pe primul loc cu 40 de puncte, Craiova pe 2 cu 39 și noi suntem pe locul 3 cu 30 de puncte. FCSB-ul sub noi cu 30 de puncte, dar noi avem un meci în minus.
Dacă batem acum, facem 33 de puncte, ne apropiem la 7 puncte de CFR și la 6 puncte de Craiova. E bine. E bine. Rămânem acolo în luptă. Păi cam atâta, fraților. Nu uitați, dacă vă place de Alex Tuțu, dați și voi un like, un subscribe și, de ce nu, un share pe la prietenii voștri să ajungem o comunitate foarte mare și drăguță pe acest canal. Vă mulțumesc din suflet și să aveți o zi frumoasă.